am solicitat ca să fie aplicat o pedeapsă de 19 ani de închisoare cu cumul total atât pentru corupere pasivă cât și pentru trafic de influență, 3.000 unități convenționale amendă și respectiv privarea de a ocupa funcții publice pe un termen de 5 ani. De asemenea, reieșind din faptul că bunurile care le-au obținut ca urmare a primirii remunerației ilicite după în vederea pentru ce a fost remunerat ilicit de către denunțătorul Șor, a fost solicitată confiscarea bunurilor sale, care constituie contravaloarea obiectului remunerației ilicite, a tuturor bunurilor care au fost identificate în procesul documentării cauzei și față de care a fost aplicat sechestru.